Filipeni, capitolul 1 Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Isus, către toți ființii în Hristos Isus care sunt în Filipii, împreună cu supraveghetorii și cu diaconii, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Îi mulțumesc Dumnezeului meu de fiecare dată când mă gândesc la voi. În toate rugăciunile mele pentru voi toți, mă rog cu bucurie pentru părtășia voastră la Evanghelie, din prima zi și până acum, și sunt sigur că acela care și-a început în voi această lucrare bună, o va isprăvi până în ziua lui Hristos Isus. Este drept să mă gândesc în acest fel la voi toți, fiindcă vă port în inima mea, și fie că sunt în lanțuri, fie că apăr sau întăresc Evanghelia, voi toți sunteți părtași ai acestui har împreună cu mine. Căci martor îmi este Dumnezeu că mi este dor de voi toți cu o afecțiune ca cea a lui Hristos Isus. Mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere, ca să puteți deosebi lucrurile de valoare, pentru ca să fiți curați și fără vină în ziua lui Hristos, plini de rodul dreptății prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Vreau să știți, fraților, Că lucrurile care mi s-au întâmplat au ajutat la înaintarea Evangheliei. Astfel, toată garda palatului și toți ceilalți știu că eu sunt în lanțuri din pricina lui Hristos, iar cei mai mulți dintre frați, încurajați în Domnul datorită lanțurilor mele, au și mai mare îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul. Este adevărat că unii îl proclamă pe Hristos din invidie și dintr-un spirit de competiție, iar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă îl proclamă din dragoste, știind că mie mi-a fost încredințată apărarea Evangheliei. Dar ceilalți îl proclamă pe Hristos din ambiții egoiste, nu în mod sincer, ci intenționând să mărească necazul în timp ce sunt în lanțuri. Dar ce contează? Important este că fie sub un anume pretext, fie cu adevărat, Hristos este proclamat și de acest lucru mă bucur și mă voi bucura. Că știu că lucrul acesta va duce la eliberarea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Dorința mea puternică și speranța mea sunt să nu fiu făcut de rușine cu nimic, ci să am, acum și întotdeauna, destul curaj, astfel încât să-l slăvesc pe Hristos în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, aceasta înseamnă o lucrare roditoare pentru mine și nu știu ce să aleg. Sunt strâns din două părți. Dorința pe care o am este să plec și să fiu împreună cu Hristos, căci este cu mult mai bine. Însă, pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup, fiind încredințat de aceasta știu că voi rămâne cu voi toți pentru înaintarea și bucuria voastră în credință, pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți motive să vă lăudați cu mine în Hristos Isus. Nu mai trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că vin și vă văd, fie că sunt departe, să aud despre voi că rămâneți fermi într-un singur duh, luptând într-un singur suflet pentru credința Evangheliei, fără să fiți înspăimântați în niciun fel de potrivnicii voștri. Lucrul acesta este un semn al pierzărilor în salmântuirii voastre. Și acest semn este de la Dumnezeu căci vouă vi s-a dat harul nu doar să credeți în Hristos, ci să și suferiți pentru el, întrucât aveți dedus aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o mai duc și acum.